astăzi să vorbim puțin despre tehnologiile web, mai exact despre JavaScript și cum pot fi ele folosite pentru a vorbi cu lumea exterioară. Sau, cel puțin, asta e titlul oficial. Cel care cred că se potrivește cel mai bine este acesta. Web technologies used to take over the world. Da? Bun. Avem așa, în Internet of Things. De la browsere la telefoane mobile, de la tablete la laptopuri, de la automatizare industrială la cele mai mici microcontrolere. În zilele noastre, JavaScript-ul a reușit să se strecoare în cele mai neașteptate locuri. Chiar nu o să mai dureze mult până când și prăjitorul de pâine o să folosească JavaScript-ul. Dar de ce și cum am ajuns aici? Ca să începem cu începutul, aș vrea să ne uităm puțin înapoi și să vedem de unde a pornit totul. JavaScript-ul a fost creat de către Brandon Eich de la Netscape, actualul Mozilla, în doar 10 zile. Și a fost introdus în 95 în browserul cu același nume, Netscape. Inițial a fost conceput ca un limbaj care să meargă mână în mână cu Java, la fel cum și Visual Basic era pentru C++. În 96, Microsoft a adoptat, să zicem așa, JavaScript-ul în propriul lor limbaj, numit JScript, și l-a introdus în Internet Explorer 3. Mulți ar spune că Microsoft a copiat JavaScript-ul, dar what can you do? Bun, dacă aceste două limbaje erau atât de similare, au început să apară din ce în ce mai multe probleme și bătăi de cap pentru web dev de pe atunci. Așa că Netscape, împreună cu Microsoft și Eggman International, au mers mai departe și au standardizat acest script sub numele de ECMAScript. În anii următori au apărut alte câteva limbaje care foloseau acest standard. Poate cel mai cunoscut este ActionScript-ul de la Flash. Începutul decenului 2000 a dat cumva startul multitudinii de biblioteci și framework-uri create pe baza JavaScript. Și pe măsură ce JavaScript-ul căpăta din ce în ce mai multă vizibilitate online, aceste framework-uri au explodat, să zic așa, numărul lor. Unele chiar au mers mai departe și au încercat să extindă cumva funcționalitatea JavaScript-ului cu funcționalități care JavaScript-ul nu le avea la momentul respectiv. CoffeeScript, TypeScript, dacă ați auzit despre ele. De atunci, JavaScript-ul a evoluat și el, încercând să incorporeze în interiorul lui cele mai bune idei de la aceste framework-uri. A evoluat într-atât încât inclusiv cea mai răspândită și stabilă versiune a JavaScript-ului în momentul de față, versiunea 5.1, dar mai ales cea mai recentă, versiunea 6, sau numită și Harmony sau ES Next. Dacă vă întrebați cumva ce este cu acel cronometru de sus, păi este timpul scurs de la apariția ultimului sau celui mai recent framework de JavaScript. Și uite că a mai apărut unul, încă un framework de JavaScript. Asta era una dintre glume. Așa, bun. Da. Bun. Dacă până în 2009 JavaScript-ul era strict legat de partea de client a web-ului, începând cu acest an, JavaScript-ul și-a încercat norocul și pe partea de server. Crearea Node.js-ului a oferit devilor o implementare foarte rapidă și robustă a engine-ului de JavaScript, care putea fi folosită pe server. Acesta a făcut ca numărul de framework-uri și module pentru JavaScript să explodeze și mai mult, de data aceasta cu module pentru Node.js. Poate nu multă lume știe, dar Node.js nu este prima soluție server-side bazată pe JavaScript. Chiar Netscape a implementat JavaScript în produsul lor Enterprise Server, cu puțin timp înainte să-l introducă direct în browser. Asta ar fi fost arhitectura serverului, de fapt al clientului plus server, bazată pe JavaScript.
N-a prea funcționat, în mare parte pentru că era foarte greu de folosit. În primul rând, nu prea era live deloc. Trebuia compilat la fiecare mică modificare. Spuneam mai devreme că Node.js a oferit devilor o implementare foarte rapidă și robustă a serverului, a engine-ului de JavaScript pe server. Această rapiditate s-a datorat în mare parte războiului pe care browserele l-au purtat pentru a deveni din ce în ce mai rapide. Partea interesantă este că Ryan Dahl, cel care a creat Node.js, nici măcar nu încerca să implementeze JavaScript în partea de server. El pur și simplu cerceta servere bazate pe eventuri și a dat peste engine-ul de V8, cel care este folosit acum și în Chrome și în Node.js. Așa a realizat el că JavaScript-ul poate fi folosit pentru un asemenea server bazat pe eventuri, pe non-blocking input-output și single-threaded event loops. De aici până la aplicații desktop bazate în întregime pe JavaScript a mai fost doar un pas. Având în vedere că atât Node.js cât și Chromium, care este un browser open source pentru care este la baza Chrome, ambele foloseau V8. Pasul logic următor a fost să unească aceste două tehnologii sub forma Node WebKit. Poate ați auzit de editoarele Atom și Brackets. Acestea folosesc Node WebKit. Avem chiar și un sistem de operare foarte performant pentru dispozitivele mobile bazat pe JavaScript, Firefox OS. Între timp, proiectul a fost întrerupt, dar în continuare sunt în jur de 30 de dispozitive mobile în tot atâtea țări. Bun, acum avem browsere, servere, mobile, desktop. Ce urmează? Ei bine, această idee a Internet of Things este destul de populară în zilele noastre. Obiecte fizice care au componente electronice, senzori și software, toate conectate la internet. De la ceasuri inteligente, becuri inteligente, încălzire inteligentă, case inteligente, frigidere conectate la internet, mașini de spălat, ce vreți voi. Dar cum s-a ajuns aici? Să luăm aceste două grafice. În stânga este reprezentat costul a 1 milion de tranzistori, începând din 1990. Din câte vedeți, scăderea prețului este una drastică. Dacă în 1990 acești 1 milion de tranzistori costau $527, în 2012 a scăzut la 5 cenți. Bun, iar graficul din partea dreaptă reprezintă trendul, numărul și trendul de dispozitive conectate. Se estimează că până în 2020 peste 50 de miliarde de dispozitive vor fi conectate între ele. Aș fi vrut să zic că nu mai e mult până când o să avem șosete inteligente, smart socks, dar partea fun este că deja cineva s-a gândit la asta. Netflix. Aparent pune pauză în momentul în care adormi să nu uiți de unde ai rămas. Da. Să ne uităm puțin și cum stă JavaScript-ul în această industrie a Internet of Things. Graficul acesta este puțin ciudat pentru că JavaScript-ul apare cumva de două ori, odată ca limbaj destin stătător, JavaScript pe locul 3 acolo, dar și ca Node.js. Dar, din câte vedeți, stăm destul de bine. Există totuși trei strategii IoT pentru a folosi JavaScript-ul. Prima ar fi microcontroleri care folosesc direct JavaScript și doar JavaScript. Unul dintre ele, o să-l arăt puțin mai târziu acum. Acestea rulează direct JavaScript pe dispozitiv, rulează o variantă restrânsă a engine-ului de JavaScript, nu ca și Node. Dispozitivele Linux cu Linux Embedded este un calculator în întreg sensul cuvântului, cu linie de comandă, boot-up, poate rula chiar și aplicații desktop și poate rula Node.js full. Și soluțiile hibrid, unde este nevoie de un calculator gazdă, care rulează Node.js și comunică fie prin rețea USB, Bluetooth și așa mai departe, cu un dispozitiv client, care este foarte limitat ca și putere de procesare, creierul fiind calculatorul gazdă. Iată și câteva exemple de microcontrolere.
Espruino este chestia asta de aici. Asta micuță. Este un circuit integrat format dintr-un singur microcontroller și are 96 de kilobytes de memorie, dar totuși poate executa JavaScript-ul. Pe Espruino codul rulează direct din sursă, parsând și executând on the fly. Din cauza resurselor limitate, engine-ul de JavaScript folosește doar o mică parte din feature-urile limbajului, practic doar cele importante. Chiar și noi, ca cei care folosim JavaScript-ul zilnic, folosim maxim 70-80% din limbaj, restul feature-urilor sunt acolo doar în cazul în care avem nevoie de ele. Bun, următorul. Tesla 1. Între timp, proiectul a fost întrerupt, o să fie înlocuit de Tesla 2, care va costa chiar mai puțin de jumătate din prețul acestei prime iterații. Runtime-ul este unul de Lua, iar codul JavaScript este transformat în cod Lua pentru a putea fi rulat. Tesla 1 a fost conceput să fie compatibil cu Node.js, adică poate rula majoritatea modulelor de NPM și practic asul de mânecă al lui Tesla 1 nu a fost strict această compatibilitate cu NPM sau JavaScript-ul, ci natura sa plug and play. Puteai să comanzi extensii modulare gata ansamblate de pe site, și cu ajutorul NPM puteai să ai acces la noile funcționalități hardware în aproximativ 5 secunde. Avea chiar și wireless by default. Tesla 2 este aproape la fel de puternic ca Raspberry Pi, despre care nu o să vorbim astăzi. Și din câte am zis mai devreme, este chiar la mai puțin de jumătate din prețul primei iterații. Dar este la fel de extensibil și modular, are două sloturi USB, unul de Ethernet și rulează un kernel mic de Linux, precum și Node.js full. Arduino. Acesta face parte din cea de-a treia categorie, cea a soluțiilor hibrid. Este un microcontroller care îi trebuie un calculator gazdă pe care rulează JavaScript-ul și acesta comunică prin USB rețea și alte soluții de conectare cu acest microcontroller. Cu ajutorul unui translator. Acest translator, în cazul nostru, sau cu ce m-am jucat eu, se numește Johnny 5. Primul lucru pe care trebuie să-l fac acest jQuery al IoT, adică Johnny 5, este să instaleze pe Arduino un protocol de comunicare care face această comunicare între calculatorul gazdă și microprocesor, face comunicarea posibilă. Practic, ce se întâmplă, Node.js, rulează un script Node.js pe calculatorul gazdă și practic calculatorul gazdă este extins, funcționalitățile calculatorului gazdă sunt extinse de practic toate extensiile care pot fi adăugate pe acest microcontroller. Senzori de proximitate, de lumină, GPS și așa mai departe. Bun, un demo rapid. Am aici un Arduino Uno. Am conectat un senzor de proximitate și un buton și pentru că până când și slideshow-ul este făcut cu JavaScript, o să pot să schimb slide-urile din microcontroller, fie cu butonul, fie cu senzorul de proximitate. Bun, în momentul în care o să apăs pe buton, o să se trimită un event către calculator. Calculatorul mai departe, prin intermediul Socket.io, care din nou este un modul bazat pe JavaScript, o să comunice cu slideshow-ul de acolo și o să schimbe slide-urile. Da. Bun. Senzorul de proximitate, o să încercăm să facem ceva și cu el. Quick disclaimer, e foarte sensibil, așa că e posibil să nu funcționeze cum trebuie, dar o să vedem.
transparent merge. No. Use the force, look. Bun. Cam atât să-l închidem, pentru că e foarte sensibil, cum am spus. Poate mai vreți să mai vedeți o dată? Bun. Cam așa se încheie călătoria noastră în istoricul JavaScript și ceea ce reprezintă în momentul de față. Dar ce se va întâmpla în viitor? Greu de spus. Tehnologia se schimbă în fiecare secundă, dar un lucru e clar. JavaScript-ul pare să nu plece niciunde în viitorul apropiat. Așa că poate ar fi bine să învățați una alta despre el. Just in case. Mulțumesc!